Păcate, avem o informație de breaking news, domnilor și domnilor, și nu e o veste tocmai bună. Colegul meu, Dragoș Boța, de la Press Alert, din Timișoara, vine cu această informație. Dragoș, e încă un caz confirmat, înțelegem, nu? Și da, bună seara, Adrian, chiar dacă nu este cea mai bună seară. Avem cel de al treilea bebeluș care a fost confirmat astăzi ca fiind infectat cu coronavirus. Alături de mama sa este un bebeluș născut în data de 1 aprilie la maternitatea Odobescu din Timișoara, partea spitalului municipal aflat în subordinea primăriei. Vă reamintesc că acolo a fost la începutul lunii un focar și este un focar de COVID. Au fost mai multe cadre medicale infectate. Acestea au reclamat la vremea respectivă faptul că nu au avut echipamente de protecție, că nu existau circuite. A fost acel lot de 10 bebeluși testați. Doar unul dintre ei a fost confirmat, dar iată că apar rând pe rând noi cazuri. Ieri a fost un al doilea bebeluș care nu era din lotul celor 10, care a avut simptome exact în perioada aceea, după trecerea perioadei de incubare a virusului, și mama sa au fost internați. Astăzi îl avem al treilea caz. Asta în condițiile în care primarul Nicolae Robu a încercat pe tot parcursul acestei perioade să spună că nu este nicio problemă și că, citez, virusul mai este pe aici, prin lume. Ce știm de data asta, Dragoș, s-au respectat procedurile pentru ca mama și copilașul să fie puși în izolare, să fie asigurată toată protecția și pentru ei, în primul rând, dar și pentru ceilalți din spital, cadre medicale și pacienți de potrivă? Da, cu siguranță, pentru că ei nu au mai ajuns la maternitate. O dovedesc cu un cazul acesta confirmat în această după-amiază. Micuțul era acasă din 6 aprilie. În urmă cu două zile a avut pusee de tuse, a fost dus de părinți la spitalul lui Sturcanu, la spitalul de copii. Acolo s-au făcut testele, au venit confirmările, iar mama și bebelușul au fost transferați la clinica Bega, care este dedicată exclusiv cazurilor de coronavirus. Discutam cu cei de la clinica Bega, care sunt extrem de îngrijorați și acum încearcă să afle câte mame au născut în această perioadă, pentru că iată, avem ziua și cazul nou confirmat, asta în condițiile în care încă ministrul sănătății nu a dat un verdict în ceea ce privește ce s-a întâmplat la maternitatea. Cred că va veni curând acest verdict, să le dea Dumnezeu sănătate și mamei și micuțului, și să auzim veștile bune de aici încolo. Mulțumesc, Dragoș Boța, o să fim în continuare evident atenți la toate informațiile care vin.